Eu sunt Alisa și voi sunteți pe canalul Alisa Slime. Iar astăzi vă voi arăta 3 DIY-uri sau life hacks. Dacă vă place acest tip de episoade, să scrieți în comentarii ca să fac mai multe și de asemenea să-mi scrieți ce videoclipuri mai vreți să postez. Am primit mai multe sugestii și vreau să vă mulțumesc. Și am făcut 1400 de abonați. Nu știu când ne strângem atât de mulți. Și în comentarii să mai comentați și cum ați vrea să vă numiți voi, adică fanii voștri, de exemplu, fanii mei, pardon. Nu fani, urmăritori, subscriberi. Cum ați vrea să vă numiți, pentru că mai mulți youtuberi le-au dat nume subscriberilor lor. Și să începem. Primul life hack. Pentru primul life hack ne vor trebui două pixuri, de preferat să fie de același tip, pentru că este mai ușor. Niște scotch. Și va trebui să deschidem pixurile, să le punem exact cum sunt mărimile lor la vârfuri și să le punem pe banda pentru scotch. Să-mi spuneți și dacă vă place fundalul ăsta negru sau dacă nu, cum v-ar plăcea să fie. Și trebuie foarte, foarte bine să înconjurăm pixurile în scotch ca ele să nu se mai miște. Avem grijă să le potrivim foarte bine. Și la ce ne va ajuta acest life hack? Dacă aveți descris, de exemplu, mai multe rânduri cu același cuvânt, puteți doar să scrieți așa. Și, de exemplu, eu scriu, bună, ce mai faci? Stați puțin. Trebuie să dau pixul acesta mai în față. Așa. Dar să aveți grijă să potriviți foarte bine pixurile. Uite. Așa, și acesta este primul life hack. Și după aceea puteți pur și simplu să le desfaceți. Pentru al doilea life hack ne va trebui pur și simplu un CD-ul și ceva în care să punem. Deci, și o lingură. Dacă voi n-aveți sclipiciul vostru, vi-l puteți crea făcând acest lucru. Și faceți asta până ați terminat de răzuit tot CD-ul. Iar după ce ați terminat de răzuit CD-ul vostru sau ați răzuit cât ați vrut, o să vă iasă sclipiciul. Nu prea se vede bine pe cameră. Ia uitați ce frumos este. Dacă vreți să faceți mai mult, voi puteți să faceți, dar eu nu am nevoie de sclipici. Acesta a fost al doilea life hack. Iar pentru al treilea life hack, vom avea nevoie de o carioca sau un pix, niște folie de aluminiu sau staniol și cam atât. Vom lua pixul și îl vom măsura pe o bucată de
aluminiu. Apoi vom rupe acea bucată. Iar acum vom tăia cu foarfeca excesele. E foarte greu pentru că folia de aluminiu se rupe foarte repede. Iar acum vom lua pixul nostru și îl vom înveli, pixul sau carioca, și îl vom înveli în niște folie de aluminiu. Vom tăia iarăși ce este în exces. Și vom netezi capetele. Foarte, foarte bine. Astfel încât să fie foarte fin. Iar acum vă voi arăta pentru ce ne va trebui acest pix în aluminiu. Ne va trebui un telefon. Și nu, acesta nu este telefonul meu. Mamă, e prea multă lumină. Așa, ok. Și vom avea propriul nostru creion pentru telefon. Și să scriem, de exemplu, YouTube. Vedeți? E super simplu să vă faceți și voi un creion pentru un stylus pen pentru telefon. Și acestea au fost life hack-urile noastre. Sper că v-a plăcut și ne vedem în următorul video. Bye!